Tensiuni în Austria după ce accesul României în Schengen a fost blocat. Coaliția guvernamentală de la Viena este în criză. Coaliția guvernamentală de la Viena este în criză după vetoul față de aderarea României la Schengen. Un cotidian austriac scrie că verzii sunt furioși pe conservatori, iar după Consiliul JAI tensiunile între cele două formațiuni par ireconciliabile. Potrivit publicației, chiar înainte de întâlnirea decisivă, vicecancelarul Werner Kogler, reprezentant al verzilor, a încercat să-l convingă pe ministrul conservator de interne, Gerhard Karner, să nu voteze împotriva României, însă fără succes. Și șeful statului, care provine tot din rândul verzilor, a spus că regretă extraordinar de mult acest comportament al Austriei față de România în Consiliul JAI.